găsit, dragi telespectatori, și astăzi la Folclorul sub lupă, în noul an, cu mesajul de la mulți ani să aveți un an plin de reușite, de bucurii, iar promisiunea pe care v-am făcut-o anul trecut, cum că va fi o ediție de neuitat la început de an, iată că s-a și înfăptuit invitata specială pe care astăzi o avem, frumoasa și îndrăgită artistă, doamna Anica Ganțu, a acceptat invitația și este astăzi în platoul emisiunii. Bine ați venit! Bună seara și bine te-am găsit, bună seara și colegilor tăi și nu în ultimul rând telespectatorilor noștri și la mulți ani tuturor să aveți parte în noul an de sănătate, bucurii, împliniri și de tot ceea ce vă doriți. Mulțumim din suflet, doamna Anica, pentru mesajul dumneavoastră complex și complet. Aceleași gânduri vi le urăm și dumneavoastră și celor de acasă, pe care invit încă de acum, de la începutul emisiunii, să rămână alături de mine, de invitați și de Folclorul sub lupă în fiecare marți și joi, începând cu ora 19 pe Etno TV, sâmbătă reluare de la ora 13 și duminica de la 12:30. Asta pentru că e început de an și trebuie să știe cei de acasă când să ne urmărească. Prima întrebare pe care v-aș adresa ar fi despre sărbătorile de iarnă pe care le-ați petrecut alături de copiii mei aici în București, de copii, de nepoți, de prieteni dragi. A fost primul an din viața mea pe care l-am sau primele sărbători pe care le-am petrecut alături de copiii mei. Alte ori ba erau cei mici lângă mine, ai mari, eu zic, ai mari, pentru că am noră, fată și ginere, ei sunt cei mai mari și mai mici, băiatul și nora, cu nepoței. Nu erau cu toții lângă mine. Iar anul acesta am venit eu și sunt eu. Am, de fapt, venit în București de anul trecut. Sărbătorile le-am făcut împreună. Cât de frumos! E drept că sărbătorile, cât și trecerea dintre ani, dumneavoastră aveați misiunea de a încânta publicul sau să participați la evenimentele unde erați invitată? Iată că de data aceasta ați fost în sânul familiei. Da, dar cu toții știm că au fost și încă mai sunt probleme și nu putem să mergem așa ca în anii trecuți la evenimente și parcă a fost totuși și ceva bun în toată nebunia asta, pentru că ne-am regăsit. Adică am fost mai mult cu cei dragi, mai mult cu prietenii, chiar dacă am fost telefonic vorbind, așa, dar parcă am găsit mai mult timp pentru noi, pentru rude și pentru noi ca persoane. Să ne adunăm cumva, pentru că noi artiștii nu prea știam când e zi, când e noapte, unde suntem azi, unde suntem mâine. Eu aveam evenimente și în Serbia, ori acolo evenimentele se fac și lunea, și marțea, și miercurea, în oricare dintre zilele săptămânii. Și doar mă uitam pe carnețel, unde sunt în ziua de. Dacă ar fi să vă întreb acum despre un regret, oare l-ați trece în lista dumneavoastră, acela că n-ați petrecut atât de mult timp cu cei dragi, pentru că aveați, iată, obligația, dacă vreți, prin prisma serviciului pe care l-ați ales, da. Dincolo și de pasiune, da, evident. Da. Acum, dacă aș mai fi așa la anii tinereții, aș merge la evenimente, dar limitat. Și mi-aș petrece mult mai mult timpul cu copii, alături de părinți. Din păcate, părinții mei nu mai sunt. Și îmi pare atât de rău că am fost mai răruț, să zic așa, alături de părinți, alături de copii, alături de nepoți. Dar zic că mai e mult timp de acum încolo, așa zic eu. Domnul știe câte zile ne dă la fiecare. Mai e mult timp să petrec și să de recuperat nu am cum. Dar să fiu alături de copiii mei, de nepoți, de frați, de rude, de prieteni. Dacă ar fi să alegeți un moment sau o clipă, două, de ce nu, câte vă vin dumneavoastră în minte în care ați spus, în sfârșit, chiar acum simt că n-am făcut umbră pământului degeaba, la ce momente de succes v-ați gândi? Sau de iubire, de fericire? Atunci când am înregistrat discurile, atunci când mi-am văzut copiii împliniți, atunci când au venit cei pe lume, cei doi nepoței, am nepoată și nepot, mulțumesc, pentru că fac parte din viața mea și știu că rămâne ceva în urmă. La ce vârstă ați devenit mamă, doamna Anica? La 20 de ani. Vă simțeați pregătită pentru a face pasul acesta atunci? Ei, nu știu dacă eram pregătită, dar așa era pe vremea noastră, ca fetele să nu, dacă nu ne căsătoream
după 18 ani, așa până pe la 20, deja de la 22 ziceau că suntem fete bătrâne. Dar da. nu vă regret. Gândiți că poate va... Poate priva generațiile acelea de femei impunându-se astfel de nu criterii? Ni se impuneau, nu ni se impuneau. Veneau de la sine, pentru că era o majoritate care făcea asta. Nu știu, eu nu regret. Ceea ce mi se părea că nu era bine și acum văd că nu era deloc bine nici chiar la vârsta mea, pentru că noi nu aveam nici informații atunci, nici despre viață, nici despre dragoste, să zic așa. Eu știu, îți plăcea un băiat. Eu m-am cunoscut cu soțul meu, fostul soț, în aprilie și pe 9 mai ne-am cununat. Deci, o lună? Seama, nu, nu în aprilie, în februarie, scuză-mă. Și pe 9 mai ne-am cununat. Nu știu, atunci era vai să găsești un băiat bun, să găsești un băiat să te înțeleagă, să... Nu știu, de fapt, ți-am spus, poți să-ți dai seama. Și alături de soțul pe care l-ați avut și cu care aveți copii, băiatul și fata, cât a durat căsnicia? A fost băiat bun? 17 ani, da, da. La noi în casă pot să spun că nu au existat certuri. Nici măcar un cuvânt să ne jignim unul pe celălalt. Au fost alte probleme. Ne-am despărțit fără... Nu s-a mai putut și gata. Eu am rămas cu copiii, au rămas la mine. Vorbim și acum. Ne vedem. Adică ne vedem. Dacă cumva vine la copii sau... Eu știu, în diferite împrejurări. Vorbim, nu avem... Deci ați păstrat o relație armonioasă. Da. Dincolo de faptul că ați avut o căsnicie de 17 ani. Da, nu au fost probleme de, cum aud, mai ales în vremea de acum, la cupluri, bătăi și mai știu eu, și nu durează 2-3 ani. Într-un fel e mai bine decât adică 17. Nu încurajați violența decât Doamne să fii în situații ferește, din astea? Doamne ferește. Într-un fel e mai bine, zic eu, cum e acum, decât să stai 17 ani și să mai zici... Eu știu, când ai văzut că nu merge relația de pe la 10 ani și să zici, am copii și totuși trebuie, și totuși trebuie, și totuși trebuie, să-ți pierzi niște ani frumoși din viață când poate gândești că totuși, când se rupe totul, e mai bine acum. Stai 2-3 ani într-o relație sau bine ar fi o relație, să nu fie cu acte, că și astea parcă nu sunt așa schimbă de schimbă lucrurile. Da. Să cunoști omul de, cu care îți dorești să fii, să vezi ce așteptări ai de la el și chestia e reciprocă, de fapt, și el de la tine. Cred că ar fi cel mai bine să-l cunoști pe cel de lângă tine. Dar uneori, furați de dragoste, furați de, știu eu, alții, altele sau alții se gândesc la averi, la... Știm lucrul acesta, nu ne gândim la ce va urma. Că poate relația nu va dura. Ce trăsături regăsiți în copiii dumneavoastră? Ce au dobândit de la mama lor, Anica Ganțu? Aș putea spune bunătatea. Mă consider un om bun. Faptul că sunt credincioși. Faptul că iubesc oamenii. Iubesc cântecul. Dar zic că bunătatea au dobândit-o și de la tatăl lor. Tatăl lor n-a fost un om rău, a fost un om bun. Cât de frumos! Însă niciunul dintre copii, știu că doar nepoțica vă calcă pe urme și urmează acest drum al cântecului popular la sfaturile bunicii, nu? Acum la 5 ani, acum se vede mai târziu. Pentru că am încercat eu așa cât de cât să... îi insuflu acest drag, această dragoste pentru cântecul popular, gândindu-mă să-i las moștenire cântecele mele, costumele mele pe care le iubesc foarte mult. Mă bucur nespus să ne dați de veste și așteptăm să vă vedem și în formula completă cu nepoțica. Însă, înainte de toate, doamna Anica, v-aș întreba, după această căsnicie lungă pe care ați avut-o, v-ați întâlnit marea dragoste? Nu știu, cred că nici n-am căutat-o. Eu am mai fost, după cei 17 ani m-am despărțit și m-am recăsătorit,
M-am recăsătorit în Serbia. A fost o perioadă în care nu-mi doream să mă mai cunun cu acte. Am zis nu niciodată. Am stat 5 ani fără cununie oficială. Dar nici această căsnicie n-a durat. Cam aceeași 15-16 ani. Și s-a rupt. Acolo a fost cu totul altceva. Nu aș putea spune că eram departe de copiii mei, dar am suferit. Am zis și mărturisesc pentru prima dată acest lucru, că nu m-am văzut, am fost fericită cunoscând și alți oameni, mai ales că eu am cântat în Serbia de la vârsta de 20 de ani. Și pe mine m-a iubit foarte mult și mă iubesc foarte mult oamenii de acolo. Îs lipsită de modestie acum? Nu. Dar știu acest lucru și îi pup pe toți, pe toți. Eu am considerat și consider, chiar dacă am plecat de acolo, Serbia a doua casă, pentru că prima dată am mers la 20 de ani acolo și am fost primită brațele deschise. Și revin la căsnicie, la cea de-a doua căsătorie, n-a ținut prea mult, am spus, mă repet, din alte motive. Și vă spuneam că mărturisesc pentru prima dată aici la voi că nu am fost pe deplin fericită. Adică în totalitate, să zic, astăzi sunt fericită. Din cauza copiilor și eu mă leg foarte tare de locuri. Deci îmi era foarte dor de, deși veneam, era distanța de 50 de kilometri, nu era departe. Ei, acea graniță pe mine mă neliniștea tot timpul. Simțeam că aveți un blocaj, da, peste care nu puteți. Iar treci. Faptul că în acea perioadă în care am stat necununate 5 ani, trebuia să de fiecare dată să am o viză de ședere. Cred că și la noi e asta, pentru că venea poliția, deci te simțeai străin. Chiar dacă acolo aveai o casă, chiar dacă îți făcusei un cămin și aveai o familie, mă simțeam totuși străină. Și am zis, faptul că nu eram tot timpul, deși vorbeam zilnic, lângă copii, fiica mea era la facultate, de fapt, de atunci, băiatul era la liceu, ei, la turnul Severin mergeam și de 2-3 ori pe săptămână. Deci eram, totuși îmi lipsea ceva. Îmi lipsea ceva, îmi lipsea România. Și în ce relație ați rămas cu cel de-al doilea soț? A zis că motivele au fost diferite față de prima căsnicie. Tot în relații bune, pentru că eu sunt un om maleabil, eu nu vreau și nu mi-am dorit niciodată să am dușmani. Poate or fi, eu nu am, din punctul meu de vedere, dușmani. Și tot în relații bune. Și la divorț, noi am dat două divorțuri, unul în România și unul în Serbia. Așa era politica, adică așa. Și este, dacă te-ai căsătorit cu un cetățean străin, am făcut cununia în Serbia, trebuie două divorțuri, am dat eu în România și cel de-al doilea, fostul soț nu l-a dat, cred eu că a lăsat să-mi expire buletinul, că aveam buletin, mai erau 2 ani până îmi expira buletinul. El știind că eu am nevoie de viză pentru a cânta la evenimente acolo, probabil s-a gândit dacă mai am nevoie de ajutorul lui să mă ajute, să mă susțină și să cred eu asta, de ce, n-am înțeles de ce a așteptat până a expira buletinul. Dar noi la divorț am vorbit, am plâns amândoi, asta a fost. S-a mai putut. Lacrimile acelea vă veneau gândindu-vă că e un regret că ați făcut pasul, că au fost atâți ani și totuși s-a finalizat căsnicia, care era sentimentul acela? Mi-a părut rău, nu pot să spun că nu mi-a părut rău, dar nu se mai putea. Mi-a părut Simțiți rău. Că ați pus punctul și ați finalizat căsnicia atunci când era cazul? Trebuia mai de mult. A fost, cum să... O să râdeți? De mai multe ori m-am despărțit, m-am împăcat odată cu divorț, iar cu recununat și cam așa ceva. Deci e pe drept zicala ciorba reîncălzită, e pe jumătate acrită. E pe drept. Eu susțin acest lucru cu tărie.
Și îmi place totuși că vă văd optimist. Aveți vârsta pe care o aveți de 60 de ani și nu cred că este, nu am făcut o greșeală, nu, că am spus, pentru că eu, doamne Ianica Ganțu, dragi telespectatori, i-am dat 50 de ani maxim, 48 da, chiar i-am spus. Și dânsa zice, drăguț, nu că am 60 la vine. Eu minunându-mă că aveți și nepoți și aveți și copii mari și să vă trăiască și... Mulțumesc! Dincolo de toate, la sunteți mama, genul de mamă eroină, care și-a crescut copiii, care a trecut peste aceste obstacole. Dar după divorțul din Serbia, v-ați întors în România, să înțeleg. Da. Cum a fost cursul vieții ulterior? La început, destul de greu, că mi-a trebuit o perioadă să mă liniștesc. Și reacomodare? Și, da, nu reacomodare în România, pentru că, v-am zis, eram săptămânal în România. Nu, a fost destul de greu. Eu am avut o problemă toată viața și consider că este foarte, foarte rău, foarte greșit am gândit. Am trăit pentru lume. Vai, ce zice lumea că mă despart a doua oară? Vai, e cântăreață. Știți cum se discută despre noi cântărețele? Așa, ce zice lumea? Și am trecut iarăși și iarăși așa. Ei, revenind în țară, a fost frumos pentru că am fost alături de copii și de nepotul meu, pentru că atunci aveam doar nepot. După aia a venit și nepoțica. La București veneam mai răruți, dar mi se părea că sunt lângă ei, pentru că eram în România, eram acasă. Și bă, lucrurile au luat-o pe un făgaș normal. Din 2010 m-am angajat la noi, la ansamblul Danubius, la Centru Cultural. Sunt și acum solista ansamblului Danubius. Un salut pe colegii mei, pe toți, și pe doamna mea director, Emilia Mihăilescu, tot Centru Cultural. Vă iubesc și la mulți ani în acest an! Și când v-a mai bătut iubirea la poartă, doamna Anica? Sau... Nu am mai vrut să știu de nici. Nu. Deci n-ați mai răspuns. Nu că n-a mai venit cineva să îmi bată la poartă. Pentru că așa sunteți cum... o femeie frumoasă și bănuiesc că și acum sunteți curtată. Chiar dacă au fost două căsnicii, dar frumoase, că până la urmă s-a terminat prietenește. Iau totul sub altă formă, că nu înțeleg, că nu știu ce... Nu știu cum să-ți spun. Nu mai am încredere. Dar oare nu v-ați gândit că poate ăsta v-a fost destinul? Că de multe ori poate te lupți cu morile de vânt, e o vorbă. Și nu e răspunsul cel pe care îl aștepți. Credeți în destin? Eu cred că e mai bine așa cum sunt acum. Da, cred. Nu știu ce se va întâmpla, dar cred că nu. Nu susțin acest lucru cu tărie, nu. Nu am de ce să-mi doresc să mai fie cineva lângă mine. Poate că este greșit ceea ce spun acum. Fericirea mea este lângă copii, lângă nepoți, să creez. Eu îmi creez cântecele și am și creat pentru mulți soliști. Așa, mi se pare cel mai minunat lucru să-mi susțin nepoții, că nu mai am timp de altceva. A trecut timpul acela. Dar aveți o dorință ascunsă pe care n-ați materializat-o? Sau un regret care vă urmărește? Da, ceva că legat tot de căsătorii, că n-am fost hotărât atunci când trebuia și că mi-au trecut anii cei frumoși în locurile și lângă oamenii lângă care n-a trebuit să stau prea mult. Și ce nu am făcut prea mult, nu am venit o perioadă lungă, m-am supărat pe mine, de fapt, pe prostia mea. La Televiziunea Națională întrerupsesem, mai mult pentru cântec, vreau să spun, supărată fiind pe, în acea vreme, pe Marioara Murărescu, pentru că mă ținea în umbră, așa, am renunțat să mai merg la Televiziunea Națională și am venit pe la televiziunile particulare, dar mai puțin, pentru că eram în Serbia, am spus, și greșit, mă mulțumeam acolo cu televiziunile de acolo. Mi-am făcut cântece, pentru că eu am până acum vreo 22 de albume,
plus cântece făcute în duet și... Dar nu le-am promovat atât de mult și mi s-au luat, da, în gro, pot să spun, ori cei care le-au luat s-au gândit că rămân în Serbia sau, nu știu, că n-aș putea să vin înapoi și să-mi reiau drepturile, cam așa ceva. Pentru asta îmi pare rău că nu mi-am promovat mai mult cântecele mele și că le-au cântat alții fără să amintească cui aparțin. Da. Dar înseamnă că aveți un repertoriu bogat și poate asta a fost motivul. Da, dar consider eu că e foarte frumos să întrebi un om, da, chiar dacă e acolo unde e, poate ți-l dăruiește, poate te lasă, ți-l dăruiește definitiv, poate te lasă doar să-l cânți. Nu mi se pare frumos să fii într-un spectacol. Mi-aduc aminte ceva de la Turnul Severin, era o lansare de album a solistei noastre Irina Zoican. Și s-a cântat unul dintre cântecele mele în spectacolul acela, eu fiind prezentă. Și s-a spus, acest cântec îl mai cântă și... Nu, îl cânti tu după. Da. Deci asta m-a durut și multe, multe, dar nu vreau să dezvolt acum. Asta e regretul meu, că nu mi-am promovat în acea perioadă mai mult cântecele mele aici. Am zis, mai e timp, poate le promovez de acum încolo, deși nu mai e vârsta. Niciodată nu-i prea târziu. Deci, acum am devenit mai obositoare, mai greoaie, așa. Eu cu mine, îmi este greu să plec. Sunteți mai comodă, mai poate. Mai comodă, nu știu, cred că mă mulțumesc cu mai puțin acum. Deși îmi doresc să le cânt. Sunt multe pe care vreau să le refac, să refac orchestrația. Sunt multe. Dar mă mândresc cu ce-am, pentru că sunt vreo 360 de cântece înregistrate fără cele pe care le-am așternute pe caiet și aștept să le vină rândul. Greșelile făcute, doamna Anica, mai pot fi reparate vreodată? Nu. Putem să învățăm asta pe copii? Putem să învățăm pe copii să, eu știu, să învețe din greșelile noastre. Sau dacă nu, să nu le spunem ce am făcut noi, pe copii da, dar nu și la nepoți, dar să le spunem, uite, să le spunem, eu am greșit, nu, să nu faci asta, că nu-i bine. Dacă vrei să accepți ce-ți spun, că sunt copii care nu primesc sfaturile pentru că acum sunt alte vremuri și găsesc informație destulă. Noi în acea vreme, Doamne, când mi-amintesc că n-am avut nici televizor și asta, când eram copil, ori acum copii, ce au acces la tehnologie. Despre ce vorbim? Când ați plâns ultima dată, doamna Anica, și de ce? Am plâns și de fericire și de... bine, nu mai vorbesc. Au fost lacrimi... Până acum, să zic, câteva luni, de 4 ani de zile, am tot plâns. Mama mea a fost la al treilea accident vascular și era la pat cu sondă nazogastrică, cu traheostomă, știa totul, mă privea, auzea, în schimb nu putea să vorbească cu mine. Ori faptul că nu i-am auzit vocea 3 ani, 2 ani și 6 luni, a fost groaznic. Eu în acea perioadă m-am dus la evenimente și lucram și încă mai lucrez la o televiziune locală de la Turnul Severin, dar mă duceam doar la evenimente și cu repertoriu neschimbat. 3 ani eu nu mi-am schimbat repertoriul. Ca să puteți să vă încadrați în timp? Nu, n-am mai cântat în casă. N-am mai cântat. De câte ori încercam să fredonez o melodie, îmi venea să plâng, pentru că mama mea suferea, deși ea știu sigur că și-ar fi dorit să mă audă cântând, pentru că mama a iubit cântecul, eu am învățat și cântece de la mama și mama nu și-a dorit să mă vadă tristă și acum îmi spun un lucru pe care mama nu și l-a dorit. Până când n-a mai putut să vorbească, mi-a spus să nu stai singură, să nu stai singură. Pentru că mama mea a fost singură de la 48 de ani
Și mereu mi-a zis să nu rămâi singură. Ei, uite singura că... a fost pentru că i-a murit soțul, da, adică da, tatăl da, dumneavoastră. Da. Și a rămas și... văduvă și a știut ce înseamnă singurătate. Da, iar acea perioadă am tot plâns. În acea perioadă și după aceea a venit moartea mamei mele, eu am fost lângă ea, venisem de 2 ore de la spectacol, mi-am dorit să fiu lângă ea, să fiu eu cea care stă cu mâinile, aprinde pe ea atunci, eu cea care o îmbrac, eu cea care o îngrejesc, pentru că i-am promis și a reacționat, radia de bucurie, că nu voi lăsa-o cu acele furtune, cu acea sondă și cu traheostoma, atunci când o să o duc în sat. Pentru că i-am zis, mama, mama ta a fost o femeie măreață, o femeie mândră și mereu aranjată și nu te voi duce. Și asta eu spusesem cu vreo 7-8 luni înainte și mi-am dorit să fiu acasă lângă ea ca să fac acel lucru pe care i l-am promis. A fost foarte greu, foarte greu. Foarte greu. Și cred că încă nu sunt deconectată definitiv. Îmi este foarte bine când sunt aici, când sunt la Turnul Severin, pentru că s-a întâmplat la mine acasă, fără să vrei, cât ai vrea să nu să scoți din minte, că nu ai cum, nu o să treacă niciodată, dar mi-amintesc, în acest loc, mama și-a dat sufletul, în acest loc, multe lucruri despre care, dacă nu te speri, n-aș vrea să mai vorbesc acum. Nu, pentru că este un subiect sensibil și cred că pentru toți este o suferință și o durere cu care nu te întâlnești decât o dată în viață când îți pierzi mama și simți că ai o maturizare profundă și poate ai sentimentul acela de abandon sau de singurătate. Nu mai ești copil. Nu te mai... Chiar dacă era bolnavă acolo... O știați în casă lângă parcă dumneavoastră. Parcă eram, nu știu, aveam sprijin. Era mama. Cred că și-a... i-ați ușurat, să zic așa, bătrânețea și perioada în care nu a avut sănătatea foarte bună. Dar credeți că ați fi putut face mai mult pentru dumneavoastră? Am încercat și eu și frații mei. Fratele meu e preot și mereu venea, făcea slujbe și... Îți dai seama că la fiecare slujbă venea și se ruga pentru mama și poate că eu plângeam, într-adevăr, mama făcea și crize în această perioadă lungă, ajungeam cu ea în spital și sufeream foarte mult, iar fiica mea îmi spunea, mamă, dar trebuie să te gândești, eu nu zic că nu trebuie să faci pentru mama, e pentru bunica, pentru că ea și-a iubit foarte mult nepoții, dar... Tu, în momentul în care începi să țipi și să te zbați, să o faci mai mult să sufere și ea și așa suferă. Ea, fiind un om activ, toată viața ei, să se vadă acolo în pat 2 ani și 6 luni, să nu poată să vorbească cu voi, să nu vă spună, să nu vă poate spune nimic, e destul de rău. Dar consider că am făcut cu toții tot ce s-a putut. Tot ce s-a putut. Am încercat poate mai mult, dar nu. Atunci când vrea Domnul, atunci pleacă. Sunt împăcată că am fost eu acolo și acest lucru m-a bucurat foarte tare. Faptul că ați fost lângă ea. Lângă ea. Da, și că m-a căutat oarecum, nu știu, era cu ochii mari, pentru că știa de mine că merg la spectacol și nu știu, poate omul atunci vede, simte că pleacă din lumea aceea, deci era cu ochii, v-am spus cât cepele e o expresie și după ce am ajuns am încercat, am văzut că avea o răceală și a venit doctorița, nu, i-a dat pastila pe care trebuia să o dea, în sfârșit mai intru în amănunte și la vreo ori am văzut că nu se mai simte bine, că respiră mai rar și că ochii încep să se închidă. Așa cât de cât, dar în acel timp îi spuneam tot ce plângeam și îi spuneam că să nu uite, să nu uite, să fie sigură că
voi ține familia unită, frații vom fi uniți așa cum a știut ea întotdeauna, cum și-a dorit, că voi face acel lucru pe care ți-am spus, nu voi duce-o în sat așa, și că și îmi ceream iertare dacă am greșit cu ceva și eu și pentru frații mei la fel. Pentru noi toți, dacă am greșit și dacă n-am făcut ceva bun în acea perioadă. Mama a fost, nu știu, omul care ne primea pe toți, omul care se sacrifica pentru noi toți, având 3 copii, pentru nepoți, pentru... Niciodată ea nu spunea că este greu, deși era bolnavă. Și e groaznic să vorbești despre mamă acum la trecut. Deși am și o vârstă, sunt mamă, eu mi-aș dori ca atunci când va fi, eu știu că după 80 de ani încolo, să plec din lumea aceasta, copiii mei să nu plângă, să nu sufere, să... lucru care nu se poate întâmpla, dar sunt copii deștepți și să se gândească că nimeni nu rămâne pe pământul ăsta, nu e nimeni veșnic aici. Și să nu sunt sigură că nu o să fac asta, dar aș vrea să asculte cântecele mele atunci. Alea triste dacă ei le vor. Dar să nu sufere atât cât am suferit eu și frații mei. Nu cred că la cum sunteți dumneavoastră și cât de blândă sunteți și modul în care vă priviți viața acum și felul în care vă doriți să trăiți lângă copii, nu cred că un om poate să treacă nepăsător peste un astfel nu de moment. Deși nu. Promisiunile rămân și le facem în fața părinților așa cum obișnuim să le facem încă de când suntem copii. Dar să se gândească la ce îmi spuneau ei mie atunci când mama mea a murit. Cum încercau să mă consoleze? Așa mi-aș dori să gândească ei atunci când am zis după... Deși nepoata, după 80 de ani. După 80 de ani. Deși nepoata mea îmi spune, tu nu o să îmbătrânești niciodată, așa-i măițule. Nu, dar nu o să mor? Eu ziceam, cum? Nu îmbătrânești, dar o să mor și odată. Nu-ți dorești să mă vezi urâtă la față și așa? Nu, 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 să nu mor niciodată. Petre, nu mor mai, zic, pentru că noi trebuie să cântăm împreună. Și m-a întrebat, ți-am zis că am plâns și de fericire. În ajunul lui Sfântul Nicolae, am intrat în studio cu nepoțica mea și am făcut un cântecel. O strofă am cântat și acum așteptăm să terminăm cântecelul. Nu știu când îl vom termina, dar... Dar cine a venit cu ideea aceasta eu, frumoasă? Pentru că am văzut-o, este îndrăgostită de Delia Matache și eu nu zic nu, îmi place mult Delia și îmi place muzica în general, așa, dar Delia Matache cântă și muzică populară foarte frumoasă. Am fost la o nuntă în Târgu Jiu și am auzit-o cântând un program de populară. Oricum, cea mică e foarte fâșneață că vă întreabă și de like-urile de pe Facebook și ce număr au, nu? Venind astăzi spre voi aici, m-a întrebat la acea strofă pe care noi am postat-o, Maia, câte like-uri mai avem? Dar... A văzut ea că în primele 8, ne-a auzit vorbim, în primele 8 minute au început oamenii să dea like-uri. Ai văzut tu în 8 minute? Zic, da, am văzut. O piesă care se bucură de un real succes chiar din prima strofă. Deci eu mă bucur că a vrut să facă acest lucru cu mine și că pot să o fac să nu renunțe și la folclor, chiar dacă îi place alt gen de muzică. Trăgând o concluzie la tot ceea ce ați trăit dumneavoastră până acum, care credeți că este secretul sau rețeta fericirii? Păi, eu știu, fericirea ți-o faci tu. Dar, având în primul rând, așa ar trebui, să avem mai multă grijă de noi, să ne iubim pe noi și dacă ne iubim pe noi, îi iubim și pe cei de lângă noi. Dar, la mine mă gândesc că eu m-am iubit mai puțin pe mine și mai mult pe cei de lângă mine. Las la o parte copiii și nepoții, că nu, copiii trebuie să-i iubești și nepoții maxim. Să fii mai bun,
Să fii iertător. Dacă ești bun și iertător, ești și fericit. Pentru că dacă nu ai ranchiune, nu se produc, eu știu, acele răutăți pe care le trimiți și primești după. Eu consider că muzica te face fericit și la supărare și la bucurie. Pentru că dacă ești supărat, cânți un cântec trist sau asculți, dacă nu cânți, un cântec trist și, eu știu, treci prin acea stare. Dar credeți în strădania aceasta, doamna Anica, de a ne iubi pe noi înșine mai mult decât pe ceilalți? Cred, pentru că dacă ne iubim pe noi și avem grijă de noi, mă refer acum la sănătate, avem grijă de noi, suntem sănătoși. Acum mă duc la copiii mei, sunt fericiți și ei, și nepoții, și frații, și cu toții. Eu nu cred că un prieten, dacă e prieten, s-ar bucura că, dacă ar auzi că sunt, nu sunt bine, sau un admirator, sau, cum spus, eu nu am dușman. Eu nu cred că s-ar gândi, vai, bine că e bolnavă sau nu. Nu. Eu zic că dacă ne iubim și ținem la noi din toate punctele de vedere, îi facem bucuroși și pe cei de lângă noi. Pentru că transmitem bucurie dacă suntem noi fericiți. Sunt necesare sacrificiile personale pentru a avea mulțumirea pe plan profesional? Sunt necesare uneori. Ce considerați că ați făcut? L-ați văzut ca fiind un sacrificiu și l-ați trece ca o pierdere în viața personală? Uite, cred că nu mă bat de la idee. Eu vorbesc mai mult să fi renunțat la mai multă muncă, adică să mai fac încă o casă și să-mi fi promovat cântecele sau să fi plimbat mai mult, să fi văzut lumea mai mult, pentru că acele lucruri materiale până la urmă rămân acolo și noi plecăm pe aici cu ce. Considerați că n-ați călătorit suficient? Da. Îmi trebuiau mai multe vacanțe. Deși am cântat mult în și în afara țării, prin multe locuri, dar parcă n-a fost suficient. Și parcă n-a fost concediu. Era n-a mai fost mult concediu. O obligație. Am mai fost. Am cântat și am avut și câteva zile, dar nu. O vacanță, să știu, am 2 săptămâni de vacanță și gata, mă relaxez și nu știu de nimic. Nu, cred că n-am avut din tinerețe o așa vacanță. Erați o tânără energică și viața a continuat eram, să fie până în prezent eram, așa? Eram. N-ați eram. Avut momente în care ați simțit că nu mai puteți sau v-ați gândit să vă lăsați de cântat? Niciodată. Niciodată. E visul la care n-ați renunța niciodată. Exact. Eu zic că, nu știu, pe la evenimente o să merg atât cât îmi mai permite fizicul. După aceea nu, pentru că, nu știu, așa consider eu, nu am treabă cu nimeni, e locul să stau acasă. Pentru că sunt și generațiile din urmă și avem tineri foarte, foarte buni și nu că ar veni în locul nostru, nu. Pentru că fiecare solist e în locul lui, dar așa consider eu că ar fi ok de la o anumită vârstă să fiu lângă nepoți, să fiu acasă și să compun. Să dau cântecele mai departe, să le cânte generațiile următoare. Da, voiam să spun ceva, stai un pic, că eu am zis după 80 de ani. După 80 de ani eu poate voi pleca fizic de aici, dar nu voi muri niciodată. Am atâtea cântece, se vor regăsi atâția tineri și cântecul va continua. Deci și prin voi cântec trăi, dumneavoastră voi veți trăi prin cântec spiritual, poate veșnic. Da. Considerați că toate lucrurile bune pe care le-ați primit în viața dumneavoastră, doamna Anica, și aici mă refer și pe parte profesională și personală și vis-a-vis de copii, sunt venite de la Dumnezeu? Eu așa consider. Eu sunt un om credincios și sunt sigură că sunt venite de la Dumnezeu și la momentul potrivit. Așa a fost să fie, de acolo de sus, așa e scris, nu știu, și când plecăm din lumea asta, tot așa plecăm atunci când zice Domnul.
în viața asta au fost multe și bune și rele, dar așa e viața. Ați avut un moment în care ați fost în moarte clinică. Da, și eram... Aș vrea să ne vorbiți mai mult despre el și de aceea am și făcut legătura cu existența divinității. La 21 divinității. De ani. A fost o problemă de sănătate și în urma unei hemoragii puternice eram la un eveniment în Serbia. Am cântat 3 zile și a treia zi mi-a fost foarte, foarte rău, foarte rău. Am ajuns în spital. Cu greu am ajuns pentru că nu puteam să mai merg. Eram acolo cu cel mai renumit saxofonist din Serbia, cunoscut și la noi în România foarte bine, Živadin Ulović, și o solistă din Serbia. Ei am zis, ei, dacă vezi că mi este rău, să-mi pui apă pe față, pentru că mai leșinasem de vreo 2 ore acasă. Acolo unde cei cu evenimentul ne-au dat nouă camerele unde am dormit. Și până la spital a fost destul de greu pentru că trebuia să ajung în incinta spitalului și era distanța destul de mare. Mergeam 5-6 pași, mă puneam jos pentru că leșinam de fiecare dată dacă mă țineau ridicat. Și am ajuns în holul spitalului. Vorbise un medic la telefon cu un alt medic, mă aștepta, am ajuns în holul spitalului și acolo i-am rugat să nu mă ducă sus și să mă lase pe pervazul de la geam, să mă liniștesc puțin. M-am liniștit și după aia Živadin Ulović îmi spune, nu te mai lasă mergi pe picioarele tale, vreau să te urci în spate, să te ții de mine, de gâtul meu, și fata era cu sticla cu apă, solista, în urma mea. Ei, atât a fost, am leșinat, m-am trezit după câteva minute, dar eram în holul spitalului și foarte multă lume lângă mine. Doar am deschis ochii și am închis solista. Ei au crezut că am murit. A venit medicul. Să înțeleg că nu mai aveți nici puls, adică odată ce s-au... Odată ce au hotărât să mă bage la morgă, da, dar a venit medicul, s-a uitat la ochii mei, eu știu, nu știu ce mi-au făcut acolo, medicul și asistentele, erau 2, și când au plecat să anunțe poliția, pentru că eram cetățean român în Serbia. Și între timp eu am deschis ochii și solista m-a văzut. A început să țipe și să strige Nica, Nica. Am simțit ca un foșnet în creierul meu, auzeam cam așa un zgomot. Și a fugit cineva sus și l-a chemat pe doctor să nu mai anunțe, nu apucase să anunțe poliția, să vină jos. Dar jos ei mi-au spus că anunț poliția și între timp să vină cu targa și să o ducem la morg. Și a venit medicul, probabil a crezut că, nu știu, nu realizez unde sunt, mă sperie sau nu știu. Spune ce s-a întâmplat și ce ai și nu știu. Mi-am revenit, am deschis ochii, am mers. M-au internat și am stat, s-a făcut ce era necesar și 3 zile am stat internată pentru că și am plecat cu semnătură, dacă mor, e treaba mea. Vă asumați. Pentru că în acea perioadă nu erau pașapoarte, erau doar permise de mic trafic și pe permis aveai doar 6 zile de ședere. Dar eu mai stătusem 3 zile la nuntă și 3 zile în spital. Trebuia în vamă să dau o declarație verbală. Unde ai stat? Ce ai făcut? De ce? Pentru că nu aveai. Te întrebau de ce și cum ai fost să cânti, nu aveai voie. Deși până aici cântase acolo și doamna Maria Cornescu, doamna Maria Ciobanu, doamnele noastre de aici, Maria Cârneci, Ciuculete, săraca, fie țărâna ușoară, Ion Dolănescu,
Ionică Minune și Angelica Stoican. Și atunci ajunsesem eu în perioada aia. Aș vrea să vă pun o întrebare puțin mai sensibilă sau mai delicată, doamna Anica, dacă vreți. Ați simțit vreodată că ați fost trădată? Și a fi trădat înseamnă a fi înșelat? Trădată. De soț sau așa în general? De soț, iată că tot a spus dumneavoastră lucrurile. Da. Și cred că asta a rupt relația. Lanțul de iubire. De la ultima căsătorie. Mi-am dat seama, să știți, tocmai de asta v-am întrebat. Deci degeaba vii și plângi și hai să ne împăcăm și iarăși, iarăși și se repete și ne cununăm, ne despărțim, ne recununăm și iarăși acele... Și de ce v-a explicat sau care a fost motivul pentru care... Care erau... Ele au vrut, ele și-au dorit și n-a scăpat de ele. Am cam înțeles. Așa. Și ce să facă omul? S-a gândit că ar ce face un rău. Da. Care este slăbiciunea care v-a costat cel mai mult în viață? Bunătatea. Eu o consider o slăbiciune câteodată. Deci am fost atât de bună încât uneori am dat în prostie. Așa aș putea să o caracterizez. Bunătate. Trebuie să fiu om bun. Și eu îmi doresc să fiu bun. Dar nu să fii bun prostit, adică și-am văzut și n-am reacționat în niciun fel de rușine. N-am reacționat. Am zis, las, trec. Dar puteți spune, de exemplu, că la vârsta aceasta frumoasă pe care aveți și vă spun mulți ani înainte, mulțumesc, sănătoși, la fel, sunteți împăcată cu tot ce ați făcut. Și oarecum, cu toate alegerile. Da. Asta e, ce să mai fac? Eu am făcut alegerea asta. Cu primul soț nu-mi pare rău deloc, chiar dacă a fost la... M-am căsătorit la 19 ani pentru că am doi copii pe care iubesc enorm de mult și... Sunt bucuria dumneavoastră până la urmă, cea mai mare realizare a vieții. Dacă ar fi, nu? Să se întoarcă roata, adică să mai poți să faci încă o dată, da, să faci lucrurile bune, aș face aceeași alegere ca să am copii. Dar la 5-6 ani ai copiilor, tu du-te pe drumul tău și eu pe drumul meu, cam așa. Ei, până la urmă, uite că unele alegeri sunt chiar bune în viețile noastre și odată asumate, vin cu o rezolvare cât se poate de calculată. Dar am spus, chiar dacă s-a întâmplat și la a doua căsătorie ce s-a întâmplat, nu-i dușmănesc nici pe unul, nici pe celălalt. Nu am luat nimic din Serbia. Am considerat, deși la început eram așa supărată și ziceam nu poate să rămână așa, că am stat atâția ani și copiii nu m-au lăsat pentru că au avut o relație foarte, foarte frumoasă cu cel de-al doilea soț și m-am gândit că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât lucrurile materiale. Sunt lângă copii, lângă nepoți. Așa cum până la urmă doreați România, în vremea așa aceea, că, da. Îmi pare rău că mi-au trecut totuși anii. Chiar dacă a fost relația aia, putea să fie doar acolo cât am fost necununată și doar atât. Îmi pare rău că mi-au trecut anii cei mai frumoși acolo, dar iubesc Serbia, iubesc oamenii de acolo. Păi altfel nu v-ați fi întâlnit cu țara și poate nu v-ați fi bucurat de tot ce ați trăit acolo, dacă nu se întâmpla așa. Nu, pentru că eu am cântat acolo de la 20 de ani. Dar asta s-a întâmplat la 33-34 de ani, la a doua căsătorie. Acum că tot ați menționat de vârstă, există o graniță între tinerețe și bătrânețe? Nu! Decât eu... Acum spun că nu mai doresc pe nimeni, dar nu, să înțelegeți că viața e foarte frumoasă. Indiferent de vârstă. Indiferent de vârstă. Eu zic că totuși cea mai frumoasă vârstă este de la un 25 de ani încolo. Puh, ce bine mă simt, doamna Anica! De la un 25. Știi, până în 25, ești încă necrescut. Cam așa zic eu. De la 25 de ani încolo este frumoasă, foarte frumoasă viața la orice vârstă, dar am zis,
Trebuie să ai grijă de tine, să te iubești pe tine ca să faci viața frumoasă la orice E curs. Foarte important asta. Dar m-a scucerit, mă simt fanul dumneavoastră, vă Mulțumesc. Tot ascult și nu mă satur. Și nu vă pot găsi un defect. Dumneavoastră oare puteți să mi-l spuneți? Da, ai că am defect. Bunătatea am înțeles, dar Vorbesc nu mult. E. Vorbiți mult? Spunea nepoata mea Și seara... cu asta mă regăsesc în dumneavoastră. Spunea nepoata mea seara, îi zicea fiica mea, măi, Rățușco, tot timpul, nu mai taci. Ei, ce să fac eu? Dacă așa a vrut Dumnezeu și m-am născut vorbăreața ca măițul meu? Da. Sunt, avem și defecte. Acum, eu știu că vrem să ni le ascundem. Da, nu, eu vorbesc din punctul meu de vedere. Dar asta e, consider totuși un defect. Vorbesc mult. E, și de dar nu să... aveam cum să nu vorbesc mult. Eu cânt. Toate cântărețele vorbesc mult, nu? Ai întâlnit vreuna care nu vorbește am mult? Mai întâlnit, am mai întâlnit. Le felicit. Da. Și apropo de întâlniri, doamna Anica, care este cea mai importantă întâlnire pe care dumneavoastră ați avut-o în viață? Și cu cine a fost? Întâlnire... Eu știu, poate cu un star, cu un actor, cu un om care v-a schimbat percepția despre viață, da. Ca să mă gândesc că în tinerețe, vreau să spun, în tinerețe, aveam 15 ani și jumătate. Atunci era doar o televiziune, vedeam muzică populară, știam aproape toți soliștii. O iubeam enorm, enorm pe Mariana Drăghicescu. Mă gândeam, bine, eu eram cântăreață în oglinda mea de acasă, pe la 15 ani, aveam scena mea pe acolo, pe câmp, pe unde cântam eu și... Cântam în oglinda acasă și mă gândeam, oare, dar cântam pe un cântec de-al ei. Puneam, erau plăcile acelea, pusesem o placă și cântam după ea și mă gândeam, oare o să am noroc să o văd vreodată în viața asta? Ei, nu mă gândeam eu că o să fiu cântăreață, era doar în gândul meu așa. Și nu, pe la 14 ani se întâmpla asta. Și la 15 ani și a venit în sat la o nuntă, verișorul mamei a adus-o la nuntă. Vai de... V-ați împlinit visul. Nu știu. Dar nu numai atât, am și cântat lângă ea, m-a pus să cânt. Am stat mai toată ziua pe lângă ea și a vorbit cu dirijorul de la Banatul din Timișoara, cu Gelu Stan. Era festivalul Cântec Nou în Mehedinț la noi, un festival național foarte mare. Și să... Mă duc, m-a îndemnat pe mine să merg la acel concurs și mi-a spus, te duci și vorbești cu Gelu Stan, îi spui că eu te-am trimis, pe partea cealaltă vorbesc eu, că el așa a fost. Și de atunci mă vedeam cu ea, poate anual de 3-4 ori, am iubit-o enorm de mult. În ultima perioadă Un ei... Un alt destin tragic, doamna da, Mariana. A venit chiar în ultima perioadă, cred că în ultimul ei an de viață, a ajuns la mine și a stat la mine acasă 4 zile. Nu mai era Mariana de altă dată, dar eu am iubită și voi iubi, o iubesc până când voi pleca din lumea Poate asta. Poate a fost cea care, cea care a hotărât mi-a arătat cumva, drumul. Da, da, drumul. Am fost și la festivalul Mariana Drăghicescu, au avut grijă cei de la Timișoara să mă invite, Felicia Stoian, o pup, Tiberiu Ceia, oameni minunați și am avut și două articole într-o carte scrisă despre Mariana Drăghicescu, despre evoluția ei, despre prietenii ei. Și faptul că a fost la mine acasă în ultimul ei an de viață. A fost... Ce frumos ați M-am întâlnit cu foarte mulți soliști și de la noi din țară pe care i-am iubit. Doamna Maria Ciobanu, am avut-o și am invitat-o. A fost dorința mea să fie alături de mine în studioul televiziunii de la Severin și vă mărturisesc că este un om cu o energie, nu știu... Am zis, eu mă simt obosită acum. Dânsa, acum 3 ani, a filmat la mine în studio 37 de piese. Și după aceea am plecat împreună la spectacol.
Dați-mi voie să vă spun, doamna Anica, că eu am preluat o energie foarte pozitivă de la dumneavoastră. Nu v-am cunoscut niciodată atât de mult și atât de frumos, așa cum v-ați destăinuit cu atâta sinceritate în cadrul emisiunii Folclorul sub lupă. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și după cum știm că ce-i frumos trece repede, dar nu trebuie să plângem că s-a terminat și să râdem că s-a petrecut. Suntem la final de emisiune. Da, vreau acum în final să facem un exercițiu de imaginație. Dacă părinții noștri ar fi nemuritori, dacă n-ar pleca niciodată de pe această lume, ce s-ar întâmpla? Păi atunci ar trebui să fim și noi nemuritori. Ar fi extraordinar de bine, am fi o crotiță, am fi, nu știu. Ori știm că nu se poate. Rămân nemuritori acolo, în sufletul nostru, în mintea noastră. Ce este sufletul, doamna Anica? Tot ce emanăm. Sufletul, de fapt, suntem noi. Cu tot ceea ce facem. Mă duc din nou la bunătate. Cu tot ceea ce facem frumos. E adevărat că... Nu știu... Sunt oameni care... De multe ori spui, n-are suflet. E atât... Uite ce rău a făcut. N-a avut suflet. E aici, cu sufletul, cred că facem și relele și bunele, nu știu, nu știu ce să... Sufletul e tot ce... e frumusețea ta, omul din tine. Vă mulțumesc, doamna Anica. Și eu vă mulțumesc din suflet. Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu în această emisiune alături de tine. Îi salut și pe colegii tăi. Și la mulți ani încă o dată telespectatorilor noștri, încă o dată vă, o să aveți un an plin cu bucurii și cu împliniri. Dumnezeu să vă binecuvinteze în fiecare zi. Doamne ajută!